Nu e ca pe vasul de croazieră. Suntem în centrul Londrei. Sunt foarte curioasă ce s-a întâmplat. Poți să rămân aici? Bonjour, dragilor! Salutare tuturor! Ne aflăm în port. Urmează să luăm feribotul către UK. În sfârșit, promisiune. Mergem către Marea Britanie pentru că avem o comunitate foarte mare care ne așteaptă. Cred că este cea mai mare comunitate din afara României. Plus că e pentru prima oară pentru noi când mergem în această țară și abia așteptăm să o descoperim pentru câteva zile, pentru că nu avem foarte, foarte mult timp la dispoziție. O să vă explicăm asta mai pe larg în ultimul vlog. Da. Mergem acum să facem check-in-ul repede. Suntem în orașul Cherbourg, sper că pronunț bine. Și de aici urmează să luăm feribotul 4 ore până într-un oraș din UK. Check-in-ul, având în vedere că mergem cu mașina, nu se face aici, va trebui să stăm la o coadă alături de celelalte mașini undeva în partea dreaptă. Sunt foarte curioasă care vor fi formalitățile, că e pentru prima oară când mergem cu feribotul cu imobilul. Am făcut check-in-ul, ne-au verificat pașapoartele, am primit acest număr, probabil că este poarta de îmbarcare și acum urmează să trecem vama. Aici e interesant, oricum am impresia că plec pe alt continent. În vamă sunt două puncte de control, de primul dintre ele am trecut fără niciun fel de problemă, nu ne-au cerut nimic, ne-au spus să mergem mai departe către următorul. La următorul ne-au verificat din nou pașapoartele, dar interesant că nu ne-au pus să deschidem mașina sau să declarăm ce avem, pentru că auzisem povești, se vede dacă avem casa după noi, dar știu că mulți dintre voi ne-a scris că n-avem voie cu anumite cuțite, cu anumite lucruri atunci când mergem în UK. Poate că aici se întâmplă lucrul ăsta, cine știe. Aici am fost întrebați ce înălțime are mașina și în funcție de asta au stabilit o bandă unde ne-au așezat. Suntem la banda numărul 13, alături de dube, campere și probabil autorulote. Dar uite că sunt și pe partea aia autorulote. Da, va fi interesant. Venim! UK, venim! Am emoții, nu știu de ce. Până acum, atunci când am schimbat țările, n-am simțit asta pentru că nu e vamă. Gata, lăsăm cu imobilul aici și mergem către zona unde au voie pasagerii. Totul a mers repede, adică nici măcar un minut nu ne-a luat să urcăm. Am ajuns în zona în care ne-am luat noi bilete și aflăm că putem admira balenele. Cine știe, poate avem noroc. Ok, hai să ne căutăm locul, cam așa arată probabil restaurantul. Există și un spațiu de joacă pentru copilași. Exact, asta am vrut să zic și eu. Nu l-ați auzit pe Ion, dar a spus că se simte ca în croazieră. N-am spus, dar am plătit 210 lire în total, mașină plus 2 pasageri, cu Wi-Fi inclus. Există și o variantă mai ieftină fără Wi-Fi. Aici e un restaurant, deci puteam mânca și aici, liniștiți. În prețul biletului intră apa, putem să ne facem un ceai dacă vrem, inclusiv cafea. Deci cam astea sunt beneficiile, în plus scaunele se reglează. Ion ne face demonstrația, să vedem. În cele aproximativ 5 ore cât o să mergem cu feribotul, o să muncim. Ion o să doarmă în scaun, presimt. Da. Și poți să-l dai pe spate? Nu, dar oricum sunt confortabile față de cele de la intrare. Boier ești eu aici, la bordul feribotului. Asta este a doua variantă de bilet. În cealaltă nu intră Wi-Fi-ul și nici scaunele astea. Și mai există cabinele unde poți să-ți iei o cameră și să dormi liniștit cele 5 ore cât durează drumul. Și gata, părăsim Franța. Au revoir, ne vedem peste câteva zile. A, uite și cu imobilul e aici. Ce tare. Aici e un heliport, din câte îmi dau eu seama. Eu
vreau să spun ceva, și anume că nu e ca pe vasul de croazieră, pentru că se mișcă barca, feribotul, destul de tare, sunt valuri puternice. Și chiar mă gândeam acum că noi practic mergem din Normandia către UK, pe ruta pe care au venit americanii, canadienii, atunci când a avut loc marea debarcare din Normandia în anul 1944. Dar e foarte ciudat, se simt prea tare valurile. Mie-mi place. Ție-ți place că tu poți să dormi, dar eu, editând de aici, nu resimt deloc bine. Mai avem aproximativ 5 minute și ajungem la destinație. Drumul a trecut foarte, foarte repede, mai ales pentru Andreea, pentru că a editat. Da, și pentru că am avut și niște parteneri de călătorie foarte drăguți, da, și erau fascinați de povestea noastră. S-au abonat la canalul nostru, oricum erau în vârstă și călătoriseră și ei destul de mult și ne-a făcut plăcere să-i cunoaștem. Ideea este că se mișca vasul încruțitul, m-am dus la baie și pur și simplu eram minge de ping-pong între pereți, așa mi s-a părut. Deci am ales noi această variantă pentru că trebuia altfel să ne întoarcem 400 de kilometri până în Calais, iar Eurotunelul ne costa tot 245 de euro. Tot cât am plătit aici, atât plăteam și acolo. Vă dați seama că am ales această variantă pentru că era oricum și foarte aproape de noi, la o oră distanță. În cealaltă variantă mai intra și benzina. Păi asta zic, trebuia să ne mai întoarcem 400 de kilometri, undeva la 80 de euro tot plăteam. Deci tot am economisit și astăzi. V-ați dat seama, în ultimele vloguri noi vă spunem despre economii și despre buget, pentru că e important și n-am mai vorbit de mult. În care trăim, pentru că totul s-a scumpit, e foarte costisitor să călătorești pe timpurile acestea. Și apropo, am văzut aici că au și restaurant și prețurile sunt destul de mici, adică 10 euro meniul zilei. Înainte la un restaurant în port am plătit vreo 50 de euro. Două da, de mâncare, două băuturi. Da. Aici mâncam mai ieftin. Da, dar ai mâncat mai bine acum cu vedere către port. Ok. Și gata, cam așa se prezintă situația. Mergem să preluăm cui mobilul. Este târziu, e ora 10 și trebuie să mai conducem aproximativ 40 de minute până la hotel. Pe scurt, n-a fost deloc ușor să intrăm în UK. Mi s-a părut destul de strict tot procesul, mai strict decât în Statele Unite, pentru că ne-au pus foarte multe întrebări. De genul, cât timp stați? Unde mergeți, unde plecați de aici, ce vreți să vizitați, nu lucrați aici cât veniți, genul acesta de întrebări. Ne-au dat viză pe 6 luni, a fost un interviu în adevăratul sens al cuvântului. Nu mă așteptam. Bună dimineața! Bună dimineața! Ne-am instalat comod, am ajuns la destinație. N-am mai filmat momentul pentru că ne-am lovit de câteva probleme administrative. Adică am vrut să încărcăm un vlog, internetul este foarte, foarte slab la hoteluri, la cafenele și am fost nevoit să cumpărăm un SIM de date pe care am plătit 35 de lire, internet nelimitat o lună de zile. Cum a fost, Ion? Te-ai adaptat cu condusul? Inițial a fost destul de stresant, dar acum e simplu, spun eu, pentru că oamenii sunt destul de civilizați în trafic și asta mi-a plăcut. Stăm în Wimbledon pentru că aici am găsit noi o cazare accesibilă la preț, cu parcare inclusă și cu Wi-Fi inexistent, dar plătim 110 euro pe noapte. Cam așa arată împrejurimile, celebrele autobuze roșii cu etaj. Londra este un oraș scump și dacă vrei să stai în inima lui și să ai și parcare, plătești câteva sute, chiar mii de euro lire pe noapte. Prin urmare, noi am ales hotelul Antoinette. E un hotel ok, nimic deosebit. Mă simt ca New York. Da, ca în Brooklyn. Deci ieri când am ajuns, i-am zis lui Ion, păi seamănă clădirile foarte mult cu Brooklyn sau Brooklynul seamănă cu Londra, nu știm exact. Brooklyn. Cred că cu siguranță, da. Partea bună este că avem un metrou ce ne duce direct în centrul Londrei și o să ne ia aproximativ 40 de minute. Dar ce-i cu vremea asta? Am avut vremea bună. De unde? Din Normandia. Că în Normandia era frig și ploua. E senin. A ieșit soarele, nu plouă. Cred că e doar o legendă că aici plouă mult. Ba da, se pare că în Roma sau în Sydney plouă mai mult decât în Londra.
Aceasta este stația de metro. Haideți să vedem cât costă o călătorie și cum arată metroul, pentru că înțeleg că este unul dintre cele mai vechi, dacă nu cel mai vechi din lume. Ok, un pont pe care l-am primit și noi acum era cât pe ce să ne luăm un card de o zi valabil în toate mijloacele de transport. Costă 14 lire pe zonele 1-6, dar dacă plătești cu cardul la intrare, îți va lua maxim 9 lire pe zi multiple destinații. Deci e mult mai ieftin, așa, față de 14, unde aveam alocate doar anumite zone. Țineți minte, plătiți cu cardul sau cu Apple Pay sau cu Google Play atunci când intrați la metrou și când ieșiți, trebuie să validați cardul. Oh, wow! Și am ajuns în Londra, altă lume. Ne aflăm în stația de metrou Green Park, care duce către Palatul Buckingham, pentru că de aici începe călătoria noastră și, teoretic, de aici începe orice călătorie prin Londra. Vreau să vă mai spun faptul că există căldură la metrou, nu doar în stații, ci în tren în sine, și asta n-am mai întâlnit niciunde. Atenția la detalii, confortul englezesc e super. Da, luxul britanic. Mergem să vedem schimbul de gardă și cred că a și început deja, pentru că e ora 11 și 5, la ora 11 începe. Sperăm totuși să prindem locuri bune. Priviți câtă lume e acum în fața Palatului Buckingham și cât se îndreaptă alături de noi. Oh! Nu mă așteptam să fie atât de mulți oameni. Oh, sorry. A fost o adevărată nebunie.
niște... Și abia am reușit să prindem locuri. Ei, am tras câteva imagini, să știi. Puține, da. Am prins târziu locuri în față, în primul rând. Dar a fost impresionant. Te-am căutat. Eu ne-am împărțit sarcinile. Eu am stat aici, lângă gard. Iar eu la stradă, undeva, să prind gărzile atunci când părăsesc curtea. A fost un spectacol. Chiar dacă nu e un spectacol, de fapt, asta e tradiția regală. Și nu cred că Palatul Buckingham mai are nevoie de vreo prezentare. Este unul dintre cele mai importante obiective turistice din Londra, reședința casei regale a Marii Britanii și a fost deschis publicului larg încă din anul 1993. Din păcate, regele Charles al III-lea nu se află la Palatul Buckingham, pentru că, în mod normal, steagul regal ar trebui să fluture undeva deasupra clădirii, dar... Nu-mi dau seama. Cred că e legat. E legat, din câte văd eu, și sunt anumite momente, anumite sărbători, atunci când familia regală chiar iese la schimbul de gardă și oferă o surpriză plăcută turiștilor. Oricum a fost nebunie, uitați-vă puțin ce e aici. Eu nu mi-aș fi imaginat că o să fie atât de greu să surprindem câteva imagini, adică nu, tot acest spectacol durează 45 de minute. Publicul larg poate participa de 3 ori pe săptămână. Sfatul meu este să urmăriți pe site-ul oficial exact în ce zile puteți participa. Lunea, sigur, uneori duminica, alteori vinerea, în alte zile miercurea, depinde foarte mult de perioadă și de calendarul pe care ei îl anunță. Umblându-ne noi liniștiți prin parc și îndreptându-ne către următoarea destinație, am găsit veverițe, rațe sălbatice, nu-mi dau seama, egrete, cred că sunt acestea, superbe, lebede, tot felul de păsări. Suntem în centrul Londrei, nu uitați lucrul ăsta, și suntem la câțiva metri de Palatul Buckingham. Și trebuie să recunosc că până acum eu nu am luat neapărat în calcul Londra pentru un city break, pentru că mă speria de fiecare dată vremea, faptul că e destul de departe, prețurile, este promovată drept o destinație scumpă, dar este într-adevăr un oraș superb, foarte verde, cu o istorie bogată, un oraș multicultural. E o zi de toamnă atât de frumoasă și e cald, oamenii sunt în tricouri, în pantaloni scurți. Da, am venit cu foarte multe prejudecăți legate de Londra și încet, încet mi le demontez. Unde am ajuns? Vreau să știu! Siguranță ați văzut taxiurile negre londoneze. Atenție, licența de taximetrist se obține foarte greu aici. Ai nevoie de 2, 3, 4 ani de studiu pentru a învăța pe de rost toate străzile Londrei, apoi dai un examen și ești licențiat drept taximetrist oficial. Deci nu oricine poate face asta și nu e ușor. De aceea ele sunt și foarte costisitoare, pentru că se bazează pe cunoștințele învățate, dobândite de șoferi. Și am ajuns în fața celei mai cunoscute biserici din Londra, Westminster. Este situată în apropierea Palatului Buckingham, practic în kilometrul zero al orașului. Ridicată la începutul secolului al XI-lea, a devenit locul în care au fost înmormântați majoritatea regilor și reginelor britanice. Bineînțeles că și în coronările au loc tot în această biserică, dar și căsătoriile regale. Cea mai recentă a avut loc între prințul William și Kate Middleton. La fel ca și în Paris, peste tot sunt cozi. Se așteaptă, cred, minute sau ore bune. De exemplu, noi am vrut să vizităm camerele de război ale lui Churchill, dar și acolo se aștepta destul de mult. Uitați-vă aici ce coadă imensă e! Și încă ceva, am vrut să mai mergem și la Sky Garden, un loc de unde se vede Londra de sus, dar din păcate sunt sold out până, nu știu, peste 2 săptămâni. Intrarea este gratuită, doar că trebuie să rezervi exact data și ora vizitei. Da, nu știu, vrei să stăm aici la coadă, să intrăm? Hai să ne încercăm norocul să vedem exact cât ne ia să intrăm în catedrală. Ce drăguțe sunt taxiurile! În
Înțeleg că peste o oră se deschide catedrala și este permis accesul turiștilor timp de 2 ore până la ora 3:30. Doar că noi nu o să stăm la coadă, mergem către următorul punct. A avut loc o procesiune importantă, o slujbă, o întâlnire, nu ne dăm seama, pentru că stăm aici de vreo 10 minute și cred că au ieșit sute de persoane. Ființa cred că e un eveniment important la nivel național, pentru că toți cei care au ieșit sunt la 4 ace, fie poartă uniforme și cred că și peruci, dacă îmi dau eu bine seama. Oare va ieși de aici William sau Kate? E interesant. O altă lume, oricum. Și chiar lângă biserică se află clădirea Parlamentului, poartă același nume, Westminster, în centrul căreia se află Big Ben. Cred că nu mai are nevoie de nicio prezentare. O, Doamne, dar încă mai trag clopotele. Sunt foarte curioasă ce s-a întâmplat. Vlogul este filmat pe data de 3 octombrie, într-o zi de luni. Scrieți-ne voi în comentarii dacă știți ce a fost aici în interior. Sigur, dimensiunile evenimentului au fost de amploare. Și undeva în față, nu doar că arborează steagul Ucrainei, dar e și un protest. Chiar și Parlamentul poate fi vizitat sâmbătă și pe timpul verii, atunci când parlamentarii probabil că sunt în vacanță. Wow, chiar este impresionant Big Ben-ul și de multe ori noi avem tendința de a asocia turnul cu această denumire. Dar nu, doar ceasul este numit Big Ben. Cântărește 15 tone și dă ora exactă atât în UK cât și în întreaga lume. Până în anul 2012, turnul a portat numele Sfântului Ștefan. Dar în anul 2012, cu ocazia jubileului de diamant al Elisabetei a doua, atunci când a sărbătorit 60 de ani pe tronul Marii Britanii, a fost redenumit Turnul Elisabeta. Văd că încă au mai rămas flori aici de la moartea reginei. Urmează să intrăm pe râul Westminster. Pe pod, nu pe râu. Asta doar dacă ai puteri supranaturale și nu știu eu de ele. Poartă același nume și să admirăm și mai bine Big Ben-ul și Palatul Parlamentului. Superbă imaginea! Nu ai ce căuta cu mașina în Londra, e foarte aglomerat. Observ că se stă aici la semafor, mai ales că sunt și proteste. În schimb au piste de biciclete, fie te plimbi pe jos, fie ei autobuzele sunt de neratat, fie metroul. Ai opțiuni nelimitate sau te plimbi cu barca, de ce nu, pe râul Tamisa. Wow! Și cum se vede de aici clădirea Parlamentului. Londra este ultima capitală europeană, ultimul oraș mare în care ajungem noi în acest tur al Europei și nici că se putea să încheiem mai bine. Oh, eu mă minunam de clădirea Parlamentului din Budapesta, dar nu, Londra este mult, mult peste. Și plimbându-ne noi liniștiți pe pod și admirând clădirea Parlamentului, am găsit această plăcuță pe care sunt trecute numele celor ce și-au pierdut viața în urma unui atac terorist ce a avut loc pe 22 martie 2017, printre care și o româncă, Andreea Cristea. Oh. Poți să rămân aici pe pod? E prea frumoasă imaginea, prea frumos Parlamentul. Și cred că noaptea e o adevărată plăcere să te plimbi pe aici și să vezi luminile orașului. În partea stângă se află London Eye și cred că o să ne încercăm și noi norocul, să vedem cât de mare e coada. Ne ajută vremea, deși arăta înorat, șanse mari de ploaie astăzi, uite că e surprinzătoare.
Ne-a făcut un cadou frumos, o primire frumoasă, Londra. Nu doar că aici avem o comunitate foarte mare. Interesant e că trebuie să fim atenți pe ce parte mergem. Noi mergeam invers, pe unde lumea vine încoace, noi mergeam... români, europeni, avem alte direcții. În Londra avem cea mai mare comunitate din afara țării. Deci cei mai mulți abonați, cei mai mulți dintre cei ce ne urmăresc vlogurile din afara României sunt aici în UK și le mulțumim pe această cale. Vă mulțumim tuturor oriunde v-ați afla. Probabil că în momentul în care am publicat noi vlogul deja ne-am văzut cu abonații noștri pentru că am stabilit o zi și acesta este unul dintre motivele pentru care am venit totuși în UK acum la sfârșitul turului Europei. Pentru că suntem câteva zile, din păcate. 7 zile stăm în UK. Țineți-ne pumnii să filmăm locuri faine. Avem câteva pe harta mentală, știm unde vrem să ajungem, doar că trebuie să ne ajute timpul. O să ne mișcăm destul de repede, suntem obișnuiți, avem antrenament, nu fac griji. Mergem la un ceai? Da, hai să mâncăm English. Ceva aici, hai să mâncăm. Da, e foarte romantic să te plimbi așa pe malul Tamisei, să admiri clădirile istorice din partea dreaptă. Chiar e unul dintre cele mai frumoase orașe din lume, nu din Europa. Și în ciuda faptului că sunt mulți turiști, e foarte curat și civilizat. Noi întotdeauna lăsăm Europa la sfârșit sau lăsăm cei mai buni la sfârșit. Așa cum până anul ăsta n-am luat în considerare un tur al Europei, ci mai degrabă am plecat către tărâmuri mai puțin cunoscute, noi, mai provocatoare. Totuși Europa e Europa. Aici e un muzeu, sunt 170 de muzee și în multe dintre ele intrarea este gratuită. Sunt o experiență de neratat, dar sunt foarte mari cabinele astea. London Eye. M-a convins Ion să fim turiști clasici și să urcăm în London Eye până la urmă. Mie mi s-a părut destul de scump biletul, 36 de lire de persoană, 72 de lire în total. E Londra, baby, da. Și chiar acum, la fără un sfert, adică avem 3 minute să ajungem. Mă așteptam să fie coada mult mai mare, dar probabil că nu se mai înghesuie lumea așa cum o făcea pe vremuri aici. Înțeleg că ne vom ridica la 443 de metri deasupra Tamisei și abia aștept. Și am emoții pentru mine că, na, eu cu înălțimea nu suntem prietene. Dar va fi frumos. E, știți cum e, o activitate de neratat când vii în Londra până la urmă. Și astăzi eu chiar am vrut să fiu turistul acela clasic care descoperă Londra la pat, care se minunează de clădiri, că până la urmă de asta vin într-un city break, nu? Și gata, am urcat. Cam așa arată. E o capsulă. 30 de minute durează această călătorie a noastră deasupra Londrei și încep să am emoții. Stau bine. Udor picioarele de aia. Un pic. Și gata, plimbarea s-a încheiat. Acum mergem către următoarea destinație. Ne-am dat seama că orașul este foarte mare. O activitate e aici, o locație e dincolo, una dincolo și atunci ai nevoie de mai multe zile la dispoziție pentru a-l explora. Cred că o săptămână. Și încă ceva, la London Eye puteam achiziționa un bilet
cu două muzee sau două activități incluse. De exemplu, pe lângă această plimbare am fi putut să vizităm și muzeul Tussaud pentru 50 de lire de persoană. Dar tocmai pentru că ne-am dat seama că suntem atât de departe, am zis asta, îl ratăm și oricum eram o atracție pentru statui de ceară, nu știu de ce, mă sperie puțin. Na, mergeam noi liniștiți către Chinatown, am zis că mâncăm mâncare chinezească, dar ne-a făcut cu ochiul acest trac de unde ne vom lua fish and chips, pentru că mulți dintre voi ne-ați spus că e de neratat așa ceva în Londra. Și cam așa arată porția de fish and chips aici în Londra. Cartofii sunt ok, foarte mare peștele. E cod, evident. Mie chiar mi s-a făcut foame. Londra e genul acela de oraș care îți ia toată energia și în momentul ăsta chiar simt bateriile descărcate. Foarte fierbinte, crusta asta e bună pentru că e crocantă. Chiar merită să te așezi undeva, să savurezi o porție de fish and chips, asta până ajungem noi să bem ceaiul englezesc, când mergem un pic mai departe. Și să admiri forfota orașului, energia lui. E bun, dar am mâncat și mai bun în Islanda. Și în Franța. Sărim peste Chinatown, însă voi dacă veniți în Londra, nu o ratați. Partea faină în Londra e aceea că poți încerca toate bucătăriile lumii. Mâncare indiană, chinezească, mexicană, efectiv tot ce-ți trece prin cap. Grecească, da, asta îmi place. Știi că ai diversitatea asta. Și mergem acum către London Bridge, pentru că Ion a zis că trebuie văzut, e emblema orașului. Ce imagine diferită față de cea dinspre care venim noi. Adică aici vedem zgârie nori, clădiri de sticlă și undeva în partea opusă este clădirea Parlamentului. Au și o plajă aici pe care putem coborâ. Ah, ce drăguț, e cineva care pictează. Foarte frumoasă, chiar e talentată doamna. Cred că vara aici e fain de venit. Și nu doar că avem în față una dintre emblemele Londrei, Catedrala St. Paul, Millennium Bridge, construit în anul 2000 odată cu London Eye, dar undeva în spatele meu se află teatrul lui Shakespeare. Este o reconstrucție a teatrului original, construit în anul 1599, atunci când piesele lui Shakespeare erau jucate aici. În anul 1613 a fost distrus, reconstruit în anul 1614 și în cele din urmă demolat în anul 1644. Spectacolele de teatru pot găzdui aproximativ 1400 de spectatori, ceea ce înseamnă abia jumătate față de capacitatea teatrului original, 3000 la acele vremuri, puteți să vă imaginați. Și apropo, încă ceva voiam să vă mai spun, că Londra a fost cuprinsă de un incendiu foarte puternic prin anii 1666, atunci când peste 70.000 de locuitori au rămas fără case, importante clădiri au fost arse și doar 6 londonezi au fost uciși. Până acum e cea mai frumoasă parte din Londra, din punctul meu de vedere. Mă relaxează teribil dacă zona cea mai comercială, să spunem așa, m-a obosit. Mi-era somn. Chiar îi spuneam Andrei că eu trebuie să dorm la prânz, nu mai pot, mi se închidea ochii. Bine ai revenit, Ion, printre noi. Ne apropiem cu pași repezi de un alt simbol al Londrei, Tower Bridge. Și am fost tentați să-l confundăm cu London Bridge, care este undeva în apropierea lui, sunt două poduri diferite. Are o vechime de aproximativ 120 de ani, construcția lui începând în anul 1887. Inițial a fost organizat un adevărat concurs în ceea ce privește arhitectura lui. Câștigătoare este forma pe care o vedem noi astăzi, însă se pare că londonezii, la fel ca și parizienii când au văzut turnul Eiffel, au avut o respingere, nu au fost neapărat de acord cu viziunea celui ce l-a proiectat, însă pe parcurs lucrurile s-au schimbat, devenind unul dintre emblemele orașului.
Și lângă Tower Bridge se află turnul din Londra, una dintre cele mai reprezentative clădiri ale orașului, ce face parte din patrimoniul UNESCO și de-a lungul timpului a jucat mai multe roluri. A fost palat, a fost închisoare, a găzduit un teatru, a fost construit la începutul secolului al XI-lea și în momentul de față reprezintă incursiunea perfectă în istoria regatului Marii Britanii și tot acolo pot fi admirate bijuteriile coroanei. Recomandarea noastră este să vizitați toate aceste obiective dimineața de vreme la deschidere sau să vă luați acel pas, keep the line, plătiți mai mult și în felul acesta evitați cozile. Da, trebuie să recunosc că nu mă așteptam ca în luna octombrie să fie atât de mulți turiști, să fie aglomerat și nici nu vreau să mă gândesc cum e vara aici. Câte ore petreci oare la intrările în principalele obiective turistice? Eu sunt foarte supărată, am ratat ceaiul, afternoon tea, până la ora 5 se servește și e 5:30 și chiar îmi pare rău. Să știți că doar Ion este de vină pentru că m-a purtat prin tot orașul, deci am mers doar pe jos astăzi și ratăm și Notting Hill pentru că nu mai ajungem, n-avem cum fizic. Ne îndreptăm acum către Oxford Street și către Soho și ne-am oprit să ne reîncărcăm puțin bateriile pentru că ne dor picioarele. Am luat o ciocolată caldă, Ion și-a luat o bere. Deja am făcut 20.000 de pași până la ora asta și mai avem de mers destul de mult. Cheers, direct din Anglia. O fi ceaiul cunoscut în Anglia, în Londra, dar ciocolata asta caldă este demențial, atât de cremoasă. Chiar vă recomand în Londra, dacă ajungeți, să vă luați așa ceva. Și o bere, evident. Deci ceaiul de la ora 5 s-a transformat în berea de la ora 7. Și fii atent că mergem în Soho, unde iarăși viața de noapte este numărul 1 în Londra. 8 euro au costat ciocolata caldă și berea de la ora 6 și gata, mergem către Oxford Street. Cred că e unul dintre cele mai animate și vibrante orașe din lume. Aduce foarte mult cu New York-ul din punctul ăsta de vedere, nu doar din punct de vedere arhitectural și miroase mai bine decât în New York, pe locuri, nu peste tot, da. Și ca tot omul am vrut și eu să fac o poză de Instagram cu o cabină telefonică roșie. Emblematică. O să pun acum pe ecran ce a ieșit, dar explică-le de ce. Mirosea urină. Era de fapt o toaletă publică. Între ghilimele. Că de fapt era un telefon, o cabină telefonică, dar era folosită pe post de toaletă publică. Ea arăta bine din exterior, știți vorba aia, afară e vopsit gardul, înăuntru leopardul. Cam așa a fost cu experiența mea. Sper totuși ca pe Oxford Street să am mai mult noroc. Da. Evident că ne-a prins noaptea pe străzile Londrei, nu ne supărăm pentru că orașul e mult mai vibrant și mai dinamic pe timpul nopții, cel puțin în zona asta în care ne aflăm noi și chiar acum avem în spatele nostru un teatru și foarte mulți dintre voi ne-ați scris nu ratați un musical. Uite că noi îl ratăm, dar nu-l ratați voi. Pasăm către voi această responsabilitate. Suntem la intrarea pe Oxford Street.
una dintre cele mai comerciale străzi din lume, nu din Europa sau din UK. Un fel de Rodeo Drive, Times Square sau Fifth Avenue, varianta europeană. Hai să vedem cum e. Aglomerată. Oh, aici e frumos noaptea pentru că se aprind luminițele, dar nu ne supărăm nici acum pentru că undeva în zare se vede apusul și strada asta e și mai frumoasă în timpul sărbătorilor de iarnă. De aici, de pe Oxford Street, ne luăm la revedere de la voi. Mai mergem în Soho, dar nu mai filmăm. Poate tragem așa doar câteva cadre de noapte. Poate mai vine totuși un vlog din Londra de la întâlnirea cu voi. Acestea fiind spuse, nu uitați să dați like, subscribe, un share dacă se poate. Ne vedem peste câteva zile cu un nou vlog de aici din UK. Mergem în zona rurală.